Hei, hei, salutare, dragii mei! Bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață și la lucruri magice și minunate. Haideți să vedem care este titlul transmisiunii de astăzi, despre ce este vorba în ecuație, este vorba despre growth, este vorba despre creștere. Haideți să vedem mai departe și, uite, mă duceam direct la calea astrelor, dar haideți să vedem întâi niște bilețele. Haideți să vedem despre ce este vorba cu această creștere și avem berbec, iacătă, cei în zodia berbec sunt vizați, sau poate vorbim despre a avea curajul să începi ceva nou, să deschizi un drum nou, să fii inițiator de drum. În câteva zile, foarte promițător, dragii mei berbeci, dacă la voi se referă spiritul, în câteva zile apare o creștere. Să fie o creștere și vedem prețios, da, ceva care pentru tine este prețios sau va deveni prețios, cine știe, și în câteva săptămâni, ia uite, ori în câteva zile, ori în câteva săptămâni, vedeți voi cum se așează lucrurile. Important este că vorbim despre creștere. Haideți să mergem pe calea astrelor, că tot mă grăbeam eu să ajung acolo. Da, și vine și Jupiter, energia lui Jupiter care confirmă această creștere. Acum, știți voi, v-am mai spus cu energia lui Jupiter, această lupă cosmică, unde tu îți concentrezi această energie sau, mă rog, care este mindset-ul tău, care este energia dominantă sau gândurile dominante, vine energia lui Jupiter și va amplifica lucrul acesta, să sperăm că este pe ceea ce noi numim pozitiv. Bun, și vedem și energia racului, poate fi cineva în această zodie sau poate unii dintre voi sunteți foarte atașați, spune spiritul, de familie. La fel de bine pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre nașterea unui nou proiect sau poate nașterea unui copil, dacă asta vă doriți foarte, foarte mult, sau niște șanse extraordinare pe parte de carieră, pe parte de job. Nu știu dacă cariera unora dintre voi are legătură cu a avea grijă de ceilalți într-un fel sau altul, poate să fie o formă de terapie, da? Nu neapărat să lucrezi într-un spital, azil sau chestii de genul acesta. Bun, și vedem și casa 12-a, dar legătura cu spiritualitatea, legătura cu artele. Clar că această creștere pe care o vedem îi vizează în primul și, bine, pe toată lumea, dar în primul și în primul rând pe aceia care își dedică sau și-au dedicat viața, fie să aibă grijă, da, de cei din jurul lor, fie pe partea aceasta de spiritualitate și de creștere spirituală, ceva legat de vindecare și de ajutarea celor din jur. No, bun, haide să mergem mai departe și să vedem. Tot piastri, mergem. Inspiration, un mercur în pești, vorbim despre inspirație. Că poate îți vine o idee, poate apar niște oportunități, așa cum am văzut și până acum, care să te ducă la creștere, care să te ducă la expansiune. Ascultă vocea sufletului și pune acele idei, acea inspirație în practică și ai să vezi că te duce la creștere, ai să vezi că nu o să îți pară rău. Da, activarea o vedem din partea sinelui tău superior, îți dă așa câte un bobârnac. Să mergi mai departe în direcții faine, ieși din iluzie. Și aici vorbim despre iluzia aceea neîncrederii că, nu știu, în propria persoană, că nu e suficient de bun, dă frici și așa mai departe, pentru că vedem o confuzie, o iluzie din care e bine să ieși și ia că sinele tău te ajută să faci lucrurile acestea. Și vedem și Twin Flames, nu știu, flăcările gemene acum cu energia lui Neptun acolo, poate să fie și cineva în gemeni cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în gemeni. Din nou îți spune trezește-te, da, trezește-te și uită-te bine în jurul tău, că unii dintre voi, pe și chiar și pe principiul struțului, da, căpșorul nisip acolo, nu vă dați voie să vedeți niște lucruri așa cum sunt cu adevărat. Trezește-te și uită-te cu atenție care sunt credințele, ce anume te-a ținut sau te mai ține încă în iluzie. Uită-te la credințele tale și vezi ce anume trebuie schimbat acolo. Vezi ce anume mai trebuie eliberat, pentru că este nevoie de o curățare, poate și energetică, da? Dar este nevoie de o curățare a emoțiilor tale și știți foarte bine că o emoție nu vine singură, că nu are cum să vină singură și poftim și confirmarea vine prin gândurile și scenarita aceea cronică.
Și ce vedem la rădăcina pachetului? Inner Child Healing. Este nevoie de vindecarea copilului interior, pentru că acolo sunt niște dezechilibre, să spunem, sunt niște rănițe care interferează și care te pot ține într-o zonă care nu e bună, din nou iluziile, da? Este o zonă de iluzii pe care acel copil interior a creat-o, nu știu, ca și metodă de supraviețuire, dar aia te ține într-o bulă care nu-ți dă voie să crești. Vezi ce faci cu acel copilaș interior, vindecă ce este de vindecat acolo. Unde să te așezi? Bine, stai acolo. Dacă stai bine, stai acolo. Mergem mai departe cu mesajul din partea Doamnei Lună. Da, foarte clar. Ieși din iluzia pe care ai creat-o pentru că nimic bun nu va ieși de acolo, îți spune vidul lunii. Este doar o iluzie și întreții iluzia. Nu știu, poate unii dintre voi întrețineți o iluzia unei conexiuni de genul flacără geamănă, când de fapt este o conexiune pur narcisistă sau cu o persoană pur narcisistă. V-am spus, este o linie extrem de fină de demarcație acolo. Se pot confunda foarte ușor. Ieși din acea iluzie și dă-ți voie să crești. Of, 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 să sperăm că veți face lucrurile acestea. La rădăcina pachetului vedem ajungerea la o concluzie importantă care poate, da, sperăm că te va ajuta să înțelegi că de fapt nu este ceea ce trebuia să ia. Mă scuzați, aia era o carte de prezentare, am uitat eu să o scot din pachet. Haideți să vedem și vedem luna plină în Capricorn, care îți spune sărbătorește creșterea ta, sărbătorește progresul pe care l-ai făcut până acum. Este important să găsești echilibrul în viața ta și după ce ți-ai sărbătorit acest progres să-ți dai voie să te odihnești. Onorează munca pe care ai depus-o până acum, fără doar și poate, uită-te la tine, uită-te la progresul tău, uite cât ai crescut până acum, dar de asemenea dă-ți voie să observi dacă nu cumva întreții niște iluzii, da, care nu mai sunt ok pentru tine, și dă-ți voie să faci ceva cu iluziile acelea, dă-ți voie să mergi mai departe spre acea creștere. Noi mergem și noi mai departe cu aceste mesaje. Bun, și vedem un as de săbi care poate să vorbească despre comunicare, poate să vorbească despre luarea unor decizii, pot fi și niște vești pentru unii dintre voi legate de carieră, da, și veți vedea că munca voastră pe care ați depus-o până acum și care nu a fost ușoară, dă în sfârșit rezultate. Felicitări! Ascultă-ți intuiția, spune Marea Preoteasă, ascultă-ți intuiția și folosește sabia logicii și a rațiunii și taie de spică, da, acea iluzie acolo. Vedem veștile, vedem comunicarea, da, și comunicarea cu planurile subtile care îți pot da niște indicii veritabile, îți pot da niște indicii importante și prețioase pentru, nu știu, drumul pe care ar fi bine să mergi din acest moment înainte. Și vocea sufletului tău îți spune clar, nu te mai învârti în cercul acesta al suferinței. Învață odată lecția care este de învățat de acolo și dă-ți voie să mergi mai departe, pentru că nu nimic bun, ți-o spune încă o dată, nimic bun nu va ieși de acolo. Nu te mai hrăni cu amintirile din trecut, nu mai face comparații, nu mai, nici nu știu cum să-i mai spun, da? Desprinde-te de lucrul acesta și dă-ți voie să iei lucrurile exact așa cum sunt, persoanele exact așa cum sunt, să te concentrezi cât mai mult pe momentul prezent și să devii entuziasmat pentru ceea ce poate să se întâmple și să se manifeste în viitor. Bun, mergem mai departe să clarificăm aceste cărțulii și haide să vedem și să vedem judgment, judecata, luarea unei hotărâri importante pentru a începe o nouă viață. Doamne ajută, inshallah, să mă utilbi. Sau de asemenea poate să fie și cineva din trecut care vrea să se întoarcă, că vezi, dragă Doamne, twin flame, flacără geamănă și așa mai departe, nu știu, vezi cum faci, că s-ar putea să fie doar o iluzie acolo. Da, vine o ofertă, poate să fie o ofertă de a renoda un parteneriat, a renoda o prietenie sau o relație de iubire. Dar nu este ceea ce trebuie, este doar o iluzie, da, mesaje de iubire vedem aici pentru unii dintre voi. De asemenea pot fi și, așa cum am spus, niște vești în cazul în care vorbim despre carieră, despre job, despre avansare, niște vești care să te ajute pe tine să privești viitorul cu pasiune și cu entuziasm de data aceasta, așa să fie. Mergi mai departe, lasă în spate trecutul.
nu te mai învârti în spirala aceea, vine momentul să mergi către o zonă emoțională mult mai liniștită, mult mai calmă, vine momentul să bagi, să înfingi, mai bine zis, sabia aceasta a rațiunii bine, să o înfingi în pământ și să ieși din zona aceea de emoții care sunt ca niște valuri și se duc și pe parte și pe alta și așa mai departe. E o cascadă de emoții acolo, de alea trebuie tu să scapi pentru a putea lua o hotărâre, ce vrei să faci cu viața ta, în ce direcție vrei să mergi și dacă te mai vrea încă o parte care s-a dus pe jos, da. Ori aleg sabia rațiunii și pun în balanță, mă, e bine sau nu e bine pentru mine ceea ce fac, e bine sau nu e bun sau nu e bun pentru mine mediul sau, mă rog, situația e bună dacă stau aici sau nu, sau merg mai departe, sau rămân aici să mă mai chinui în continuare. Tu alegi lucrurile acestea, exact, tu ești magicianul, tu ești cel care creează niște treburi în viața ta, înțelegi odată lucrul ăsta, că nu se poate altfel. Haideți să vedem și Osho cu ce sfaturi vine către tine. Da, și îți spune, vorbește despre luciditate, să ieși de după vălul acesta de iluzie care ai trăit până acum și să vezi situația așa cum este, să-ți aduci aminte de tine așa cum ești, pentru că la câte măscuți ai purtat și ai construit acolo, nici tu nu mai știi cine ești. Fii pe recepție pentru că lucrurile vin către tine, momentul în care tu și prin casa 12 acolo îți dai voie să ai momente cu tine, să ai momente de conexiune cu sinele tău superior. Vei primi, da, vei canaliza niște fii și mesaje importante, momente de inspirație extrem de importante pentru tine, dar fii pe recepție, ascultă vocea sufletului pentru că ea vrea să te ducă unde? La abundență. Vedem cartea tăcerii aici, ea spune, e cartea stelei, da? Aici vorbim despre destin, dar stai cu tine, ascultă vocea sufletului pentru că destinul vrea să te ducă la abundență, vrea să te ducă la creștere. Tu te ții prins în niște iluzii, niște minciuni pe care le-ai creat și te încăpățânezi să le creezi în continuare. No, bun, haideți să vedem și din partea amorului Ghebos care e trebșoara pentru astăzi și spune să-ți dai voie să te deschizi când vine vorba despre iubire, să-ți dai voie să fii mai jucăuș, să nu mai fii atât de serios și să nu-ți fie teamă să fii vulnerabil. Și să vedem și baby amor Ghebos. Cu ce mesaj vine? Vorbește despre magnetism, o atracție puternică între tine și, nu știu dacă această persoană sau altă persoană care vrea să intre în viața ta. Și ca limbaj al iubirii aici vedem gesturile sau serviciile, să spunem, cineva care vine și, nu știu, dacă îți cară sacoșa sau îți cară sacoșa sau îți oferă niște lucruri. Așa înțelege și așa primește și oferă această persoană iubirea, sau poate ăsta este limbajul iubirii pentru tine. Haideți să vedem și răspunsurile la întrebarea sau întrebările voastre de astăzi. Dragii mei dragi, răspunsul cu numărul 1 este anything is possible, totul este posibil. Păi totul este posibil și tot ceea ce crezi devine realitate. Răspunsul cu numărul 2 îți spune ask again, întreabă o dată sau schimbă puțin întrebarea. Și răspunsul numărul 3 este în 6 luni. Iar acum pentru cei cărora v-a spus să mai întrebați o dată, haide, poate ați întrebat încă o dată și haideți să vedem, răspunsul este for sure, da, cu siguranță. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!